Doamnelor și domnilor, și alături de noi este Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic. Bună, Sebastian! Bună dimineața! Bună dimineața! Multe de discutat astăzi, Sebastian. Și pe plan intern, și pe plan extern, mergem și către Ucraina, bineînțeles. Îmi place cum ne-am scris aici. Începem cu prima chestiune, care ne arde până la urmă la... Păi e vorba de energie și gaze naturale. Noi tot vorbim de câteva zile de plafonare asta. Se întâmplă, nu se întâmplă? Se întâmplă, dar nu știm deocamdată când va intra în vigoare această ordonanță de urgență. Mă rog, acum ca să le spunem oamenilor, ei plătesc un preț mai redus la facturi, la facturile de energie și gaze, pentru că există deja o ordonanță de urgență aflată în vigoare până la finalul lunii martie. Mai sunt câteva zile, deci de la 1 aprilie piața de energie ar trebui să fie din nou liberă. Și guvernul a venit și a zis, nu, mai nu lăsăm să fie piața din nou liberă, pentru că asta ar însemna creșterea facturilor. Iarăși nu mai poate gestiona guvernul criza facturilor și nici n-are nevoie de o nouă criza facturilor, așa dacă ne uităm puțin și la contextul internațional. Și a venit guvernul cu această soluție de a mai da o ordonanță de urgență care se aplice pe următoarele 12 luni, adică să trecem și iarna viitoare. Și aici au fost niște probleme, Florin Câțu s-a opus. Asta vreau să te întreb, problemele au fost între PNL și PSD? Ca de obicei, între PNL și PSD. Florin Câțu s-a opus, el pozează în liberal, nu doar pozează, chiar este liberal și mai mult decât liberal. Lui, da. Exact, și a spus nu, n-are rost să intervină statul mai mult decât a făcut-o până acum în piața de energie. Mai bine să creștem veniturile oamenilor și fiecare să suporte din acel venit suplimentar creșterea facturii la energie, în cazul în care această creștere a facturii există. Numai, social-democrat fiind, zice, nu, eu am de gând să-mi protejez exact, populația. Exact, social-democrații spun, noi trebuie să protejăm oamenii, deci mai bine să intervină statul în piața de energie. Florin Câțu, ca liberal, spune, nu, mai bine, hai să scădem CAS-ul de la 25 la 20%, asta înseamnă 300 de lei în buzunarul oamenilor și cu acei 300 de lei tu, Irina, sau tu, Daniel, poți să faci ce vrei. Și care dintre variante impactează mai mult publicul când ne gândim la voturi? La voturi. Credeam că vorbim de impactul bugetar. Nu, e tot pe acolo, la 18 miliarde. La voturi se împarte în funcție de ideologie. Un om care votează în mod tradițional cu PNL sau un tip care e liberal convins înclină mai degrabă către liberali pentru că nu vrea ca statul să intervină în piață. Adică vrea ca statul să fie o entitate cât mai abstractă posibil, iar socialdemocrații, normal, spun, pe mine mă interesează costul facturii, mă interesează să plătesc cât mai puțin, mă interesează să mă ajute statul. Deci sunt două paradigme politice diferite care pot coabita și care nu doar pot, trebuie să coabiteze într-o țară. Problema e că ele trebuie să coabiteze acum în același guvern. Da. Fiind de stânga și de dreapta, e cam greu să ajungi la un numitor comun, însă premierul Nicolae Ciucă arbitrează deocamdată foarte bine aceste orgole în coaliția de guvern. Apropo de numitor comun, apare numitorul comun când vine vorba de supraimpozitarea companiilor din energie și nu numai, pentru că asta pare a fi o măsură liberală în momentul în care te gândești la o supraimpozitare. E o măsură liberală și nu prea. Păi pentru că pare. PNL-ul ar trebui să se lupte pentru impozite și taxe cât mai mici. Dacă tot ești un partid liberal tradițional. De partea cealaltă, socialdemocrații n-au niciun interes să apere companiile de stat, pentru că interesul lor e să trimită, să livreze oamenilor o factură cât mai mică la energie, la curent și la gaze. Deci, când vine vorba de a-ți respecta ideologia, contează mai degrabă votantul. Oamenii se uită, oamenii politici se uită către propriul electorat să nu care cumva să-i deranjeze. Și aici lupta e destul de mare. Și o înțeleg pe de o parte, pentru că prezența la vot fiind foarte mică, nucleul tău dur electoral contează foarte mult. La o prezență de 30%, dacă toți primarii PNL se mobilizează și scot pe oameni la vot, atunci șansele ca PNL să câștige alegerile devin foarte mari. La o prezență de vot la 50%, deja se reechilibrează scena politică. Deci e strict un calcul electoral. Bun. Trecând la o parte peste ideologiile fiecăruia, noi toți ne dorim ca aceste costuri ale facturilor la gaze, energie, să aibă un raport cumva corect vis-a-vis de veniturile noastre. Și care ar fi soluția care ar putea fi luată în momentul de față? Deocamdată această ordonanță de urgență este o soluție pompieristică. Stinge focul acum. Pentru și moment. Poate că îl mai stinge și pe următoarele 12 luni dacă ea se va aplica de la 1 aprilie până la 1 martie anul viitor. Însă ce facem apoi? Apoi ne întoarcem totuși la piața liberă. Asta pentru că această intervenție a statului
în zona energiei și nu doar în zona energiei, într-o anumită piață, fie că vorbim de energie, de alimente, de combustibil și așa mai departe, nu poate fi pe termen nelimitat. Deci la un moment dat, noi ne-am angajat încă din 2016 în fața Comisiei Europene să trecem la această piață liberă în energie. Da, da. Pașii s-au făcut treptat. Abordarea nu putem să mai dăm înapoi. Abordarea asta cu plafonarea nu e doar la noi, nu e o chestiune pe care noi am inventat-o și o aplicăm. Nu, adică ne uităm către Spania, care spune că este mai democratică decât noi. Exact. Și face treaba asta. Și în state occidentale. Este și în Brazilia, peste ocean. Dar chiar și acolo, la fel ca la noi, nu poate fi o soluție long term, de 5-10 ani. Deci e o soluție care rezolvă o criză. Guvernul, în anumite situații, trebuie să fie pompierul de serviciu al societății. Ori asta face această ordonanță de urgență. Mm-hmm. Însă s-ar putea să ne trezim peste 12 luni sau peste un an jumate că facturile la energie nu doar că vor fi mai mari, dar vor fi imense. Deci are legătură și cu războiul? Are legătură în principal cu piața de gaze din Rusia. Rusia, știm, în ultimii 20 de ani a tot șantajat Europa că închide robinetul de gaze. Liderii europeni au fost slabi și le-au acordat tot felul de facilități și de aici a devenit o dependență financiară extrem de toxică, aș putea spune chiar criminală, dacă mă uit la ce se întâmplă în Ucraina acum. Și Europa în acest moment trebuie să-și câștige independența energetică. Când spun Europa, spun și România. România nu are o dependență atât de mare ca Uniunea Europeană, unde procentul e undeva la 40-50%, sau Germania, care are 55% de dependență față de gazul rusesc. Ori România nu. Se situează undeva între 15-17-20%. Miza pentru România în acest moment este să pornească exploatarea gazelor din Marea Neagră. Acolo e marea problemă și acolo, de fapt, a fost călcâiul lui Ahile în ultimii ani, începând cu era Dragnea. A reînceput discuția. Nu doar că a reînceput. Deci această discuție a fost purtată în 2018 în plină era Dragnea. Dragnea a sabotat, să spunem clar, orice investiție americană, sperând el că poate negocia cu americanii să scape de pușcărie. A intrat în pușcărie, a și ieșit din pușcărie, a pierdut și un război sentimental cu propria iubită și legea aceea offshore tot nu a mai ajuns pe masă. În condițiile în care vorbim de același ministru al energiei din 2019 până azi. Virgil Popescu. Se pare că săptămâna viitoare va fi votată. Să sperăm că va fi și ea adoptată. Mă rog, Există o înțelegere acolo. 60-40 procentul de câștig al statului, deci 60% pentru stat, 40% pentru investitorii americani. Însă până în 2025 nu vom putea extrage gaz din Marea Neagră. Ori acum gândiți-vă dacă am fi început această exploatare în 2017 sau în 2018. Exact. Asta vreau să spun, că sunt voci care spun în felul următor. Până la urmă, dependența energetică a României ar putea să fie ușor falsă, pentru că dacă pornim și lăsăm să funcționeze eolienele din Dobrogea, fermele solare care s-au înmulțit, faptul că avem foarte multe hidrocentrale care încă nu s-au construit sau nu s-au finalizat, grupurile nucleare de la Cernavodă care nu sunt toate funcționale și urmează să fie terminate. Dacă mai adăugăm și gazul lichefiat care ar putea veni din America, deci resurse, prin acel terminat grecesc. Și gaz care nu mai este exploatat în anumite zone din Muntenia și de pe sud-estul României, teoretic n-ar trebui să ne mai îngrijorăm de nicio culoare. De acord, dar tu vorbești la viitor. Problema e ce facem iarna viitoare. Dacă iarna viitoare rușii... Suntem plafonați, ok. Închid, suntem plafonați. Și ce facem peste 2 ani? Da. Va veni din nou ordonanța de urgență, pentru că tot ce ai spus tu până acum, tot ce ai înșirat, da, e adevărat, sunt de acord, nu doar eu sunt de acord, și specialiștii din energie. Însă orizontul de timp pentru a funcționa aceste măsuri pe care tu le-ai spus e undeva la 2024-2025. Ori mai avem vreo 2-3 ierni în care guvernul trebuie să vină cu soluții. Fie vine cu aceste ordonanțe de urgență, fie le explică oamenilor să mai închidă puțin caloriferul în casă, pentru că... Am mai auzit asta, pentru că orice, mergeți pe bicicletă. Da, orice reducere a energiei în casă înseamnă, de fapt, o mai mică dependență de gazul rusesc. Dar e greu să le spui oamenilor mai pune o păturică sau dă caloriferul de la 5 la 4. Da, mai ales ca politician. Eu pot să le spun. Și că în tot contextul ăsta pe cine s-a invitat? 30 secunde. Previziune pentru război. Se termină sau mai durează? Nu fac previziuni, dar că tot ați adus vorba de război, l-am invitat duminică la Insider Politic pe Marius Saizu și o să-l întreb pe el această previziune. Foarte bun. Colegul nostru chiar a fost acolo, a simțit ce înseamnă războiul, a văzut oameni disperați, a văzut toate aceste atrocități și poate că se hazardează el la un răspuns. Eu aștept totuși rezultate din partea negocierilor de pace. Cu toți, mulțumim frumos, Sebastian. Mulțumim tare mult, Sebastian. Și la obiect, cum s-ar zice. Yeah.